parte la acest eveniment extrem de important pentru Timișoara și nu numai pentru România, și anume Capitala Culturală Europeană. Și cum nu cred în coincidențe, nu cred că e o întâmplare faptul că m-am născut într-un alt oraș care fusese Capitala Culturală Europeană înainte. Și atunci, bineînțeles, că m-am bucurat foarte mult că pot să-mi aduc aportul din punct de vedere conceptual și din punct de vedere muzical la ceea ce se va întâmpla din perspectiva Filarmonicii Banatul în anul 2023. Când am prezentat acest concept domnului manager Ovidiu Andriș, am pornit de la următoarele premise. În primul rând, ideea e să avem un punct care cumulează și care conectează tot ceea ce se întâmplă în sezon. Din această perspectivă, am pornit de la lucrarea centrală. Există o lucrare nucleu care, de fapt, este cumulul a tot ceea ce se va întâmpla în Capitala Culturală Europeană din punct de vedere al muzicii clasice. Această lucrare, despre care cred că s-a discutat până acum, este Gurelieder de Arnold Schönberg și este o coproducție, să-i spunem, între Teatrul Muzical din Gera și Filarmonica Banatul din Timișoara. Este o lucrare magistrală și monumentală, nu doar la modul figurat, este și la propriu, pentru că necesită un aparat muzical de câteva sute de instrumentiști și coriști. Iar textul care stă la baza acestei lucrări mi-a servit ca inspirație pentru ceea ce am conceptualizat pentru întreg anul 2023. Am preluat temele poetice și temele literare pe care Schönberg le utilizează în această lucrare Mamut, care va fi prezentată în septembrie 2023 la Gheorghe și la Timișoara. Și în fiecare concept am preluat această idee din muzica lui Schönberg, pentru că ceea ce m-a interesat cel mai mult a fost ca fiecare poveste să fie integrată în Capitala Culturală Europeană, dar să aibă rezonanță în comunitate. Pentru că preocuparea mea principală din punct de vedere al coeziunii dintre muzicieni și public e ca muzicienii să facă parte din comunitate și comunitatea în același timp să fie prezentă în ceea ce facem noi. Deci a însemnat o deschidere mult mai profundă din punct de vedere conceptual. Prima mea prezență la Timișoara va fi la deschiderea stagiunii următoare, când prima lucrare va fi Beethoven, Fantezia Corală, și există un motiv anume pentru care am ales această lucrare să începem colaborarea, și anume este de fapt proto-ideea pe care Beethoven a folosit-o în a crea celebra Odă a Bucuriei, care nu numai că este un simbol puternic al păcii, dar a devenit ulterior și un imn al unității și al Uniunii, mai bine zis, de aceea a fost și ales ca imn al Uniunii Europene. Așadar, publicul timișorean va audia în primul concert din sezonul următor ceea ce Beethoven a gândit la început, înainte să compună Oda Bucuriei. E o conexiune, e un arc creat peste timp și o să vedem mai încolo, în următoarele concerte, că există o legătură cu tot ceea ce se va întâmpla. Următoarea lucrare este, de fapt, o declarație pe care vrem să o oferim. Domnul primar Dominic Friț a vorbit despre crizele prin care trecem acum și una din crizele pe care le resimțim din plin este cea ecologică. Și există o lucrare pe care Gustav Mahler a compus-o acum mai bine de un secol, care se numește Cântecul Pământului și în care prezentă pe scena Filarmonicii Banatul o să fie cea mai importantă mezzo-soprană română care trăiește la Viena, Roxandra Donose. Toate aceste lucrări, de fapt, vor lansa ceea ce mie îmi place să denumesc două trenuri care merg în paralel. Primul este acela al lucrărilor care premerg Gurelieder de Schönberg și al doilea este implicarea noastră în comunitate. În luna ianuarie o să se lanseze ceea ce o să considerăm, cred, proiectul nostru cel mai important din Capitala Culturală Europeană, și anume Corul Comunitar. Acesta constă în a chema
înspre filarmonică, voluntari, oameni care doresc pur și simplu să facă parte din corpul muzical, să învețe să cânte, vor să ia parte la repetiții și puțin câte puțin aceștia vor fi, între ghilimele, antrenați de muzicienii filarmonicii Banatul și vor fi integrați în proiectele noastre din anul Capitalei Culturale Europene, culminând cu un concert în care aceștia vor fi, de fapt, în prim plan, și anume, de zilele Timișoarei, va fi interpretată lucrarea Mamut a lui Beethoven, Sinfonia a noua, adică Oda Bucuriei. De aceea am început sezonul cu acest concert. Deci acest proiect va fi lansat în luna ianuarie și va fi condus până în luna august, dar eu mi-aș dori ca acest proiect să rămână o tradiție a Timișoarei, pentru că corurile comunitare din întreaga Europa au schimbat, de fapt, fața a ceea ce se întâmplă din punct de vedere al implicării și al participării cetățenilor din acel oraș la actul cultural. De aceea am zis că sunt două trenuri care merg în paralel, pentru că ne interesează foarte mult ca muzicienii să facă parte din comunitate și, după cum ziceam mai devreme, comunitatea să ia parte efectiv la actul cultural. Deci să nu mai există o barieră artificială, imaginară, între cele două planuri. După aceea, primul concert din cadrul Capitalei Culturale Europene va fi dedicat celor doi titani care s-au născut pe teritoriul României în același an, în 1881, Béla Bartók, chiar aici lângă Timișoara, și George Enescu. O să-l avem ca solist pe Andrei Ioniță, este singurul român care a câștigat medalia de aur la concursul Tchaikovsky de la Moscova. Și Andrei Ioniță o să fie și artist în rezidență al Filarmonicii Banatul, o altă premieră în ceea ce privește modalitatea de a construi pe termen lung o relație cu muzicienii. Totodată, cu ocazia acestui concert, lansăm un alt proiect care se desfășoară în paralel, și anume ceea ce am denumit Laborator de Idei și Sunete. Fiecare concert va fi precedat de către o discuție cu publicul, dar nu din punct de vedere muzical, ci din tot ceea ce înseamnă arte conexe, care pregătesc, de fapt, spectatorul pentru a intra în atmosfera muzicală, ceea ce va fi interpretată pe scena Filarmonicii Banatul, și nu numai, pentru că o să interpretăm și în foarte multe spații, să le zicem, mai puțin convenționale. În ce constă acest laborator? Constă în faptul că am invitat cele mai importante personalități din literatură, din diplomație și așa mai departe, precum Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Eugen Ciurtin, Emil Horezeanu, să aibă aceste dialoguri cu spectatorii, dialoguri cu publicul, înainte de concerte, pentru a seta atmosfera pe care concertul o să o propună publicului. Următorul program pe care l-am propus aici și următorul concept este, de fapt, tot preluat din Gurelider și are ca punct central cuvântul. De fapt, mai degrabă cuvântul versus necuvântul. Și am oferit spre audiere un concept inedit pentru Timișoara, și anume prima parte a concertului va fi doar cor a cappella, iar partea a doua, în care este în opoziție cuvântului care va fi transmis de corul a cappella, va fi doar orchestră, cu o lucrare care se numește The Ring on a Word, sau Inelul fără cuvinte. Este un rezumat al celui mai important proiect de operă care a fost compus vreodată de Richard Wagner în secolul XIX, și este o lucrare prin care publicul va revedea muzica tetralogiei wagneriene, care durează peste 16 ore, într-o oră și 10 minute. Următorul proiect este poate cel mai apropiat de sufletul meu. Un alt motiv din Gurelider este reconcilierea și împăcarea. Iar cea mai importantă lucrare pentru reconciliere este ceea ce se numește War Requiem, Requiemul Războiului, al lui Benjamin Britten. Acesta are o poveste absolut cutremurătoare la bază. Mărturisesc că noi am gândit aceste puncte înainte de tragedia care se petrece în Ucraina, dar pentru că, din nou revin la ce am spus inițial, nu cred în coincidențe, cred că această lucrare este absolutamente necesară pentru a arăta
ceea ce înseamnă pacea, pentru că, de fapt, e un oximoron. În titlul acestei lucrări este Requiemul de război, dar este o lucrare despre pace. Ea ne pune, de fapt, o oglindă și ne arată ce a făcut urât umanitatea pentru a nu mai repeta. Acest concert, de exemplu, va avea loc în Biserica Millennium, de asta am zis că o să ieșim din spațiul sălii Capitol. Și după aceea, următorul proiect a fost cel pe care foarte pe scurt l-am amintit, cu acest Beethoven, Sinfonia nouă de ziua Timișoarei pe 4 august, moment în care corul comunitar, care deja a desfășurat în paralel mai multe proiecte și deja a concertat în cartiere ale Timișoarei și pe mai multe scene ale Timișoarei, se va reuni în acest proiect gigantic comunitar, să-i spunem, în care am preluat un vers din poezia lui Schiller, pe care Beethoven o folosește în Oda Bucuriei, și l-am denumit Toți oamenii vor deveni frați. Este cel mai important concept filozofic pe care Beethoven și Schiller împreună ni l-au transmis și cred că după Requiemul de război, din nou, este o idee extrem de importantă pe care noi trebuie să o avem în vedere și să o transmitem mai departe. Următorul proiect este acest Gurelieder de Schönberg, în colaborare cu Teatrul din Ghera, despre care am povestit mai devreme, o lucrare gigantică care necesită câteva sute de artiști implicați. O să fie spectacole atât la Ghera cât și la Timișoara, spectacole desfășurate în aer liber. Penultimul concert din această serie specială dedicată Capitalei Culturale Europene este în contextul președinției Consiliului European deținut de Spania și este un concert iberic, să-i spunem, dar dintr-o perspectivă românească mai degrabă, pentru că pornim de la o lucrare nucleu a lui George Enescu. George Enescu a orchestrat o piesă foarte cunoscută, o rapsodie spaniolă a lui Isaac Albeniz, iar de la această lucrare, Spania văzută prin ochii lui George Enescu, o să continuăm să facem acest periplu în peninsula iberică. Ultimul proiect pe care o să-l desfășor în cadrul Capitalei Culturale Europene alături de colegii din Filarmonica Banatul este poate ceea ce va rămâne al Timișoarei pentru totdeauna. Și anume, un requiem în memoria victimelor Revoluției și concertul va avea loc pe 16 decembrie. Dar nu este vorba despre orice lucrare. Ne-am dat seama că există 7 momente ale misei de profundis, adică ale textului care e folosit în requiem, ale slujbei de înmormântare. Și există 7 țări care în 1989 au avut revoluții și care și-au schimbat totalmente destinul. Și am comandat 7 lucrări distincte unor compozitori din fiecare țară care a avut revoluție în 1989. Piesele pot fi interpretate atât ca piese de sine stătătoare, dar la Timișoara vor fi ca un singur requiem în memoria victimelor Revoluției, iar această piesă nu doar va conecta Timișoara de toate aceste țări, dar peste tot va apărea scris că este comanda Capitalei Culturale Europene Timișoara 2023 și este, de fapt, o piesă pe modelul a ceea ce auzim exact acum în sala de repetiții, și anume Requiemul de Verdi. Atunci când a murit poate cel mai mare compozitor de dinainte lui Verdi, Gioachino Rossini, acesta a venit cu ideea compunerii unui requiem de către toți marii compozitori italieni din epoca respectivă. I-a chemat pe toți compozitorii italieni să compună câte o parte. Acest requiem a avut atât de mare succes încât Verdi a compus ceea ce noi acum ascultăm, celebrul său requiem care a avut ulterior premieră. Și în a continua și în a vă transmite de fapt că există un fir care conectează toate aceste concerte și există un concept care le leagă pe toate, ne-am dorit foarte mult ca cel mai important eveniment din ultima perioadă a istoriei Timișoarei să nu treacă cu vederea și să fie, de fapt, ceva ce va rămâne al Timișoarei, dar în același timp va rămâne al Europei și va face parte din istoria culturală a Europei.